față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acestea cu proiectul de hotărâri privind aprobarea unei asocieri în vederea organizării Congresului European de Turism Rural, ediția a patra, motivat de faptul că pe data de 10 septembrie 2012, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului va avea loc o conferință de presă pentru promovarea evenimentului cu toți partenerii implicați. De asemenea, nu pot fi angajate în cheltuieli cu privire la Congres fără aprobarea participării județului Neamț la organizarea acestei. Vă propun că acest proiect să fie analizat la punctul 13 înaintea proiectului de hotărâri cu privire la implicarea bugetului județului Neamț la anul 2012. Fac o mică paranteză. Vă spun sincer, o fac cu mari reținere. O să pun spre aprobare, dar tot apelez la dumneavoastră și prin dumneavoastră să găsim soluții de sponsorizare acestei, în final, dacă nu, nu putem vedea ce e asta. Nu știu de unde să luăm banii ăștia, când prin nenorăcire. Deci, situația economică, cum? Păi, omule, ușor găsim, domnul Constantin, să facem interesant. Trecem locul lor și să găsim la aici, să nu găsim, să punem problema deodată cu la... Trebuie să găsim soluții, să rezolvăm, fiindcă este un congres al turismului, avem interes să promovăm turismul în județul Neamț. Nu fac din dragul lui inițiativa lui Tărâță, al lui Popescu sau lui Ionescu. Asta este adevărul, să nu facem eu nu fac interesantul. Vin să vă arăt, să pun și vă solicit ajutorul dumneavoastră ca să trecem peste perioada asta cu criza asta economică, cu criza financiară care este. Economică, ce are? Și un pic, vă rog frumos, câte dumneavoastră. Domnul Șcaș, dar vreau să faceți o scurtă privare. Da, scurtă. Când am zis domnul Șcaș, nu l-am dat, nu-i invitați. Domnul președinte, acum sau la punctul 13 pe care avem? Bune, acum, ca să supunem la vot treaba asta. Dacă permiteți, domnul Șcaș. Dar vreau mai bă și eu, întâi treci și acolo scaun. Vreau să fac o scurtă prezentare de aproximativ 3 minute acestui subiect, asupra căruia vă rog să ne aplicăm cu toată atenția. Anul trecut, în luna septembrie, Secretarul General al Reologiei, care este al întregului Uniunii Europene, a făcut o vizită în județul Neamț cu tema dacă România se înscrie în candidatura a multe țări pentru a organiza Congresul European de Turism Rural. Domnul Secretar General a spus celor care au participat la întâlnirea respectivă, și anume, președintele Consiliului Județean, primarul Piatra Neamțului, prefectul județului Neamț, președintele Camerei de Comerț și reprezentantul ADN Nord-Est, că el va da congresul, între ghilimele va da, va organiza congresul la aceia care doresc mai mult și sunt hotărâți să organizeze acest congres. Atunci, autoritățile locale din județul Neamț și-au asumat organizarea acestui congres, ca urmare a acestui angajament ferm de a dori să facem congresul, în urma căruia s-au emis și scrisori de intenție și o să revin în partea a doua, imediat și la partea financiară, eu Rojit a decis în bordul lor să organizeze congresul în acest an, în România, la Piatra Neamț. După aceasta a urmat, sigur, încercarea noastră de a găsi finanțare externă pentru congres. Precizez aici că s-a depus un proiect la Bruxelles, la Uniunea Europeană, de 190.000 de euro pentru finanțarea congresului. Proiect care a fost respins la finanțare. Congresul, pe vremea aceea, la buget, costa 250.000 de euro. În urma angajamentului nostru ferm de a organiza congresul, ne-am repliat și am hotărât ca, totuși, să organizăm congresul, dar să refacem bugetul la 100.000 de euro. Am refăcut bugetul la 100.000 de euro, s-a făcut un protocol de colaborare în care au intrat sponsorii pe care i-am enunțat mai devreme și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, și suntem acum, după un an, cu 99% organizarea pregătită. Vreau să vă informez că este departe cel mai mare eveniment pe care l-a găzduit județul Neamț și municipiul Piatra Neamț, întrucât vor veni peste 200 de invitați din peste 28 de țări. Mai mult, suntem în curs de confirmare. Avem deja confirmările, să zicem, neoficiale, cu telefon, mail și alte canale, din partea Ministrului Turismului din Rusia, Ministrului Agriculturii din Rusia, persoane care nu se duc la orice eveniment internațional.
Aș dori să vă mai informez că, deși Târgul Internațional de Turism organizează sute în fiecare an în toată lumea, congrese internaționale de turism organizează unul, două în fiecare an. Eveniment este după punctul de întoarcere. Nu mai putem să ne întoarcem. Au fost, vă rog să înțelegeți, au fost emise inclusiv invitații pe canale diplomatice din partea Ministerului Afacerilor Externe către persoane din afară, care, mă rog, unii din anumite țări trebuie să obțină viză pentru România, că nu sunt Uniunea Europeană. Suntem în acest moment în tratative cu Casa Regală a României, dincolo de a face politică, pentru a ridica valoarea evenimentului, de a face acest congres sub patru noi Casei Regale, așa încât toată lumea din București, mă refer aici la mass media, să poată veni la preferanță cu motivație. Dincolo de aceste lucruri, am organizat la Consiliul Județean un material numit Beneficiile organizării congresului pentru județul Neamț. Acest material există în mapa dumneavoastră sau, mă rog, în fundamentarea pentru proiectul de hotărâre de Consiliu. Și aici pot să vă spun că cu această ocazie vom lansa mult comentatul, dar mult muncitul de către dumneavoastră Consiliul Județean, brand Ținutul Neamțului. Cu ocazia congresului vom lansa acest brand fără cheltuieli suplimentare. Dar cu toate materialele cu care vor pleca acești 200 de oameni în lume, pe aceste materiale va fi Ținutul Neamțului. Noi lansăm un brand care să se contrapună brandului Nordul Moldovei sau Bucovina, care a înghițit din punct de vedere turistic. Sunt mai multe argumente, am zis că mă opresc, dar trei minute mă opresc. Este un eveniment foarte important și vă rog să luați decizia în continuare. Am trecut, am participat la prima ediție acestui congres la România. Într-adevăr, așa cum s-a arătat și domnul Pușcașu, a fost un eveniment de ținută națională și internațională și au promovat foarte bine cei din Alba, ceea ce înseamnă dezvoltarea turismului. Faptul că am avut o întâlnire cu cei de Uniunea Europeană anul trecut, ne-am angajat Consiliul Județean numai cu 10.000 de euro, prezent că acel proiect care va fi finanțat de Bruxelles va trece, nu a trecut. Din punctul meu de vedere, este un eveniment deosebit pentru a promova ceea ce înseamnă frumusețile și atracțiile județului Neamț, nu numai pentru partea națională și partea internațională. Vor fi participanți așa de presiuni, cum a arătat domnul Pușcașă, și aș spune, ar fi păcat să nu, chiar dacă e criză, chiar dacă banii trebuie chinuiți cu atenție, e păcat să nu dăm cursul unei asemenea solicitări, având în vedere că județul Neamț, sunt convins, va avea câștigat pe termen lung și nu pe termen scurt. Mulțumesc!